Uite, aici am vrut să vă arăt o iepuroaică, eu am arătat-o și aseară. Și acum, poate aseară n-ați fost toți. Vreau să vă arăt că la 15 grade, 3 pui, o găleată de lavabil de puf pe ei înveliți. La 15 grade, salut Mircea! La 15 grade a pus pe ei o găleată de puf. Ca să vedeți și voi. Când aveți așa ceva, niciodată să nu dați femelele. Femelele rămâne la voi. Cu asta am ieșit campion la locală. E, tu te referi la ăștia albi, Mihai? Sau erai cu cineva în discuții? Nu, uite femelă, uite și tu ce lată e în spate, da? Femelă cu pui lângă ea. N-are nicio treabă, n-a slăbit-o de nicio culoare. Uite. N-are mulți, 5 pui, exact ce spuneam. Uite, asta e plăcerea mea, 5 pui să vă la fiecare. Dar, uite, femelă asta o pun pe cântar acum, are 9 kg jumate, cu 5 pui lângă ea. Uite spate, cât are spatele. Uite femelă, na. Cât e de lat. Uite. Căpățână, urechi și na. Uite, ăsta deja are pomeții format. La 2 luni de zile are pomeții deja formați. Nu îi se par pentru că nu mă mai grăbesc, nu mai scot în cotură de pui. Sunt zone unde s-au făcut pui frumoși și mulți. Băi, eu acum l-am văzut pe ăsta. Ce pomeți are deja, ia uite și tu, la 2 luni de zile. Nu știu dacă se vede și la voi.